I-ai spus? Nu, nu încă. Și unde te duci? La Paul. Nu, să nu-i spui, să nu-i spui lui Paul. O să vreau să-i spun eu mai întâi Adelei. Te rog. Nu crezi că ai avut suficiente ocazii să-i spui adevărul până acum? Ba da, ba da, am avut, da. Dar și să vad dacă am fost laș. Și niciodată, dar niciodată nu o să-mi iert asta. Da, acum, te rog, te rog, mai dă-mi o zi. De ce aș face asta? Mihai, cum să spun eu? Pentru că vreau să mai fiu tatăl ei încă o zi. Adică să stau cu el ziua de azi. Atât. Nu-și cer prea mult. Încă o zi, te rog. Bine. Îți mai dau o zi. Dar mâine Adela trebuie să afle. Ai înțeles? Jur pe cea mai sfânt că o să-i spun. Ce relație frumoasă de tată și fiica Adela și Mitu. Da. Totdeauna am fost geloasă pe Adela, care e un tată așa bun. Știi că nu l-am cunoscut niciodată pe al meu? Uite, îți promit că am să încerc și eu să fiu un tată la fel de bun cum e Mitu pentru fiul nostru. Sau fică. Sau fică. Ce, nu vrei fică? Doamne ferește, am spus eu că nu vreau fică. Băia sau fată o să o iubesc ca pe ochii din cap. Să o iubești? O să o iubesc ca pe propriul meu fiu. Dorin. Glumesc, nu. No. Sper, pentru binele tău sper. Bine, bine. Dacă e o veste bună, mai ales dacă e o veste bună, știi bine că am nevoie de așa ceva. Zi. Vrei să nu mai dormi la noapte? Paul, eu... Da? Mă, scuzați că vă deranjez. Mai nimic. Mihai, mă bucur că ești tu aici. Voiam să vă invit la ziua lui Muti, mâine. O să facem ceva restrâns în familie. Un tort, un pic de șampanie. Și voiam să vă întreb dacă veniți. Îmi pare rău, dar eu nu pot. Paul, sper că mă înțelege. O să mă retrag. Vă las. Bine. Ne auzim mâine. Da, ne auzim mâine. Pa. Nu te-am meritat. Nu spune asta, tată. Mi-ai făcut viața mai frumoasă. Și oricum, Moș Crăciun există, nu? Se înțeles că există. Ia spune moșului o poezie. Bârfiți la fata mea? Nu bârfim, dragă. Îmi fac griji. Dacă tot spui că e fata ta, de ce nu vorbești tu cu ea să-i spui să nu-și mai bage coada? Adela merită și ea o viață liniștită. E, da, văd că tu ții mai mult la Adela decât la Andreea. Nu, dar văd că ție nu-ți pasă deloc de Adela, deși ea e fata ta. Vreau să fiu paranoică sau geloasă, dar simt că mi-a ascuns ceva. Și dacă ți-aș ascunde ceva, asta nu înseamnă neapărat că ar fi un lucru rău. Adică? Adică poate aștept momentul potrivit, să spun. Mihai, dar nu există momentul potrivit. Zi-mi acum. Nu, dacă aș avea ceva de zis, ipotetic. Adică nu există nimic și sunt eu paranoică. Adela... Noapte bună. Mâine... O să ai fata înapoi. Fata ta. Dacă nu vrea, degeaba. Da, o să vrea. Ai încredere în mine. Mâine, fata ta o să fie iar cu tine. O să o iei înapoi. Te rog să rămâi, măcar încă o zi. Fă asta pentru mine. De unde ai cruciulița asta? E de la Paul. Cum așa?
Da, mi-a dat-o când am pierdut-o pe cea de la tata. Mă rog, e o poveste lungă. E de la tine, nu? Mi-a povestit că v-ați dăruit crucilisele astea când erați tineri. O vrei înapoi? Nu. E a ta acum. Eu am pierdut-o pe cea de la el. De fapt, nu mai am nimic de la el. Păi, Andreu, tu vezi cum mi se zbate lui tactul ochiu? Ți-am promis că astăzi o să zic. Dar pentru asta va trebui să mergi cu mine la masă, la Mitu. Mihai, nu vin acolo. N-am chef să stau cu oamenii la masă. Nici cu Mitu și mai ales cu Nuții. Eu înțeleg, dar crede-mă, o să vrei să fii acolo. De ce? Pentru că o să afli ceva ce trebuie să știm. Mihai, spune. Mai bine spune Mitu. Dacă nu-mi spui, nu vin. Paul. Spune. Adela e fata ta. Nu Andreea. Doamna Marta, a fost dor de mine? Ce cauți aici? Puteam eu să ratez ziua noastră de naștere? Nu cred că ai venit doar pentru ziua mea de naștere. Spune ce vrei. Mă gândeam că merită o mărire. Mai ales că v-am acoperit la faza cu ciupercile. Adică n-am zis nimănui că am găsit oala aruncată pe jos. Cred că cineva a dobărut-o ca să se asigure că nu mai mănâncă nimeni din casă. Ah, și doar dumneavoastră a stat singură în bucătărie. Ce cauți aici? Nimic. Tu ce cauți aici? Nimic. E ceva cu Lucian? Poate. Tu ce cauți aici? Ia uite, mama și fiica spioancele. Păciu! Mama, termină. Caută ce ai de căutat. Asta n-am cineva pe acolo. Ce mă bucur că nu semeni cu taică tu. Că nu ești ca el în momentul din astea, Doamne, nici nu știi ce mă. Că nu sunt ca taică mea, adică cum? Adică așa, bătută în cap. Mama, poți să nu mai spui despre tata că e bătut în cap? Te rog. Pe bune acum! Poți să nu-i mai iei apărarea? Pe bune acum! Pentru prințesa mea, Diana. Tu știi cine-i Diana asta? Mitu și cu Nuții au aflat că Traian vrea să îți prezinte fata. Așa că au profitat de faptul că a dispărut și le-au schimbat. Și Andreea, am făcut teste ADN. Da. Dar au schimbat probele. Crede-mă, nu ți-aș fi zis dacă n-aș fi fost sigur. Dar am vorbit cu doctorul de la IML. Doctorul cumpărat de Andreea și Nuții ca să schimbe probele. Testul teoretic a fost corect. Numai că sângele nu era al tău, era al lui Mitu. Nu pot să cred. Cum au putut să fac așa ceva? Deci am ținut în casă o străină în timp ce fata mea era la doi pași. Adela știe? Nu.
M-a văzut de câteva săptămâni tulburată, mi-a fost frică să-i spun. O cunoști, știi cât e de sensibilă, nu știu cum ar putea reacționa. Mai ales că e vorba de Mitu. Adevărat. Ca să înțelegi și tu ce a fost la sufletul meu să crezi atâția ani după una care nici măcar nu era sânge din sângele meu. Mama, tu nu ești fata mea. Poftim? Câteodată cred că mama nu mă iubește deloc. Ce rău e în fata ta, dar nu asculta. Nu știe ce spune câteodată. La noi, în familie, până și iubirea împărțită. Cum adică? Mereu am avut senzația că tata ține mai mult la mine și mama la ea. Asta-i fata lui Paul Andronic. Locul tău e lângă Paul Andronic. E un om așa de deosebit. Să nu uiți asta. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Nu suntem rivale, nu e o competiție. Suntem surori. Ce e al meu e și al tău. Am ceva pentru tine. E un dar. E de la bunica? De familie. De ce ai venit? Cum ai putut? Cum ai putut? De ce nu vrei să chică? Cum ai putut, Andreea, să-mi fur viața? Adela. Cum ai putut? Spune, cum ai putut să mă minți atâta timp? Să-mi spui că tu ești fata lui Paul când de fapt eu sunt. Adela, stai puțin. Ce te-a apucat iar invidia sau taci. Ce? Taci! Tu să taci, e rândul meu să vorbesc. Spuneți voi trei, știu de la bun început că eu sunt fata lui Paul? Spuneți, recunoașteți! Spuneți măcar acum recunoașteți adevărul! Că ați știut de la început și nu mi-ați spus! Ba chiar mai mult ați spus la care e un plan să vină Andreea în casă în locul meu! Spuneți, recunoașteți! Da.
fata mea. Nu sunt fata ta. Nu sunt fata ta. Eu sunt nimeni din cauza voastră. Mi-a spurat viața, identitatea. Eu nu mai sunt nimic. Fata ta o să fii mereu fata mea. Nu. Nu sunt Adela Achim. Și tu nu ești tatăl meu. Și tu nu ești sora mea. Iar tu, îți spun acum mai mult ca niciodată, fără niciun regret, tu n-ai fost niciodată mama mea. Cum ați putut să faceți așa ceva? Cum? Cum ați putut? Ce fel de oameni sunteți? Și pentru ce? Pentru ce? Pentru o casă? Pentru bani? Pentru ce? Spuneți, vă ascult! Spune tu, Andreea, pentru ce? Ce ți-am făcut eu ție? Ce ți-am făcut? Că totdeauna te-am iubit și n-a contat pentru mine că n-avem același sânge. Tot ce era al meu era și al tău! Și al tău! Spune-mi! Spune de ce! Adela, eu zic să te calmezi și hai de aici, nu aici. Hai, fetică, hai de aceea, că ne vede ăștia. Ia mâna de pe mine! În viața ta să nu mai pui mâna pe mine, înțeles? Nici unul din voi! Aoleu, păi ce facem? La ce te gândești? La unchiul mă gândesc, bre. Iar? Păi e mor, nu? Asta e clar. Păi, dar așa mă indispui cu chestia asta. Ce Dumnezeu, ești om tânăr? Ce te tot gândești la morți atâta? Ascultă-mă, Matalio, ia ascultă-mă un pic. Păi știi că eu am dat vina mereu, că am zis că Paul, poate i-a făcut Paul ceva lui unchiul. Așa. E, da. Dacă n-a fost el, dacă a pus pe alții ca să nu se mânjească el pe mâini, a? Pe cine? Pe Nuții și pe Mitu. Hai că, aberez, hai să-ți dau ceva de băut să-ți revii. Ei, eu vorbesc serios aici. Nuții și cu Mitu l-au omorât pe unchi. Măi, Rodico, tu de când stai pe lângă baba aia să mori, ești mai rău ca ea. Adela e fata lui Paul. Ești sigură? Adela! Ia, am auzit cum se certau mai devreme afară. Ci că au mințit special, ca să o bage pe Andreea în casă să pună mâna pe bani. Extraordinar. Nu, Țico, nu, Țico, ce-a dracu e pielea pe tine? E, de parcă nu știai. Ce urât din partea ei. Gata, am scăpat de vrăjitoare. Adela e nouă doamnă. Oh, am vrut să spun. Jur pe cea mai sfânt. Dar mi-a fost greu și teamă să nu te pierd. Te-am iubit mai mult decât orice pe lumea asta. Tată. Tată. Atâția ani am crezut că tu ești singurul care îmi vrea binele. Singurul pe care mă puteam baza. Și tu ce ai făcut? Ce ai făcut? Când eram mică, tot ce-mi doream era să te văd fericit. Mi se umplea inima de bucurie când te vedeam zâmbind. M-ai dus ieri la Butimanu să-mi aduci aminte de toată copilăria mea. De cât de fericit eram acolo. Fetița mea. Cum ai putut să te uiți în ochii mei și să mă minți în continuare? Dar jur că am vrut să... Cum ai putut? Ce fel de tată face asta? Am vrut să spun tăt. Păi de asta m-am chemat astăzi la masă. Ca să îndrept răul pe care l-am făcut. E prea târziu. De un an mă mințiți cu toți. Ca să nu mai zic de faptul că de 20 de ani mi-ați ascuns că nu sunt fata voastră. Adela, liniștește-te un pic, te rog. Nu pot. Nu pot, simt că toată viața mea, așa cum era ea, s-a dărâmat. Nu, Adela. De-abia acum ai aflat cine ești cu adevărat. Da, o fată care s-a lăsat prostită de niște oameni avari și răi. Auzi, fefetică, de ce una și cu una face două? Eu am tăcut, cât crezi că mai rău... Tu să nu mai scoți niciun cuvânt, ai auzit? Niciunul! M-ai folosit! M-ai folosit ca să-ți fie ție bine și Andrei. Nu m-ai iubit niciodată.
Niciodată. Și eu am încercat, Doamne, cât am încercat, dar de unde era să știu eu adevărul? De unde era să știu? Că poate dacă știam că sunt luată de suflet, aș fi dormit și eu mai bine noaptea. N-aș mai fi adormit plângând, crezând că mama mea nu mă iubește și că nu mă vrea. Dar nu ăsta e adevărul. Știi care e? Că tu nu știi să fii mama! Tu nu știi și n-ai fost niciodată nici pentru mine și nici pentru ea! Și dintre toți tu ești cel mai vinovat. Și pentru asta o să te urăsc toată viața mea! Adela, hai să vorbim noi doi, te rog. Încerca să fii tatăl meu acum. Nu pot și nici nu vreau. Știu că nu e vina ta, dar nu pot să fiu dintr-o dată Adela Andronic. E de la tine, nu? Trebuie să mergi la petrecere. Nu, lasă-mă. Te rog. Am altceva pe cap. E vorba de Adela. Adela e fata mea. Cred că domnul Paul o să le rupă capul. Dacă nu le rupe el ceva, eu măcar pănuții tot o calc cu mașină. Înainte și înapoi, ca să fii sigur că îi rup ceva, că are amortizare. Hola, amigos! Ia, uite cine a venit. Păi bine, nebunul, așa se pleacă. Și așa se vine? Tu ești fata mea, dar restul nu mai contează. E ceva ce simțeam de mult, parcă, dar am fost orb, iartă-mă. M-am lăsat prostit de Andreea. Oricum nu m-ai iubit ca pe fata ta. Păi cum să te iubesc, Andreea? Cum să te iubesc dacă iubirea lui Paul nu era pentru tine? Că nu tu ești fata lui. Și cine să te iubească pe tine, Andreea? Cine să te iubească și de ce? Pentru ce? Că noi toată viața am trăit ca două surori și tu mereu te-ai gândit numai la tine. Numai de tine ai avut grijă. Să nu crezi că n-am observat. Dar am sperat că o să vină ziua aia când o să-mi arăți cât de mult ții la mine. Și tu ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Fix invers! N-o să te iert niciodată! Adela. Mamă. De ce a trebuit să suferim atât amândouă? De ce? Nu știu. Dar simt că durerea asta nu o să treacă niciodată. Ce înseamnă circul ăsta? Și pe voi două cine v-a invitat? Ce aveți, dragă, toți? Ce sunteți așa triști? Am doar 65. Mă așteptam la șampanie, la urări, nu la țipete. Îmi spune și mie cineva de ce se urlă în halul ăsta? Marto, păi da, ce e așa? Tu să nu mai scoți niciun cuvânt, ai auzit? Dar tu cum vorbești așa cu mama ta, hm? Ea e mama mea. Da, mamă. Adela e fata mea, nu Andreea. Iar încep cu prostiile, Paul. Tu crezi că dacă nu-ți place de Andreea, poți să scapi de ea așa ușor? Așa cum ai făcut tu acum 22 de ani? Adela, lasă-mă. Trebuie să știe toată lumea. Ai știut că ai o nepoată. Traian ți-a spus și l-ai plătit ca să mă dea și să scape de mine. Să nu-l aducă nimeni și nimic pe Paul lângă mama mea. Stai puțin. E adevărat? Să-ți spună Ana.
Mamă, te-am întrebat ceva, e adevărat? Hai, spune-le cum l-ai plătit să mintă că am murit! Spune, recunoaște! Refuz să fiu pusă la zi de o străină. Dar nu sunt o străină. Sunt nepoata ta. Chiar dacă nu m-ai vrut. Mamă, nu pleca, te-am întrebat ceva. Trebuie să răspunzi. Afară e scandal. E ziua lui Moti, normal. Nu de asta. Dar zi odată ce s-a întâmplat. Adela e fata lui Paul, nu Andreea. Nu pot să cred. Nu sunt nebună! Nu sunt nebună! Nu sunt! Ești bine? Nu! Pentru asta nu o să te iert niciodată. Și știi ce mă bucură cel mai tare? Mă bucură că tata a văzut cine ești cu adevărat. Și a apucat să fie și el fericit cu altcineva. Ce se întâmplă aici? Se întâmplă că Marta mai are un secret. Vechi. Vezi? Nici ție nu spune tot. Plecați cu toții! Ce să fac eu să... Să plec? Ce stau? Că nu mă faci tu pe mine, că eu te-am crescut! În timp ce borfetul... Asta e tot ce pot să fac acum. Dar meriți mult mai mult de atât. Într-o zi... Într-o zi ce? Într-o zi ce? Ce într-o zi ce? Nu o să existe ziua aia, pentru că nu o să ne mai vezi niciodată. Plecați! Nuții și cu Andreea și cu Mitu au mințit cu bună știință. Asta e! Asta e! Știam eu! Asta e! Tu știai că Adela e fata lui Paul Andronic? Nu, bre, nu știam eu. Dar unchiul a știut în prima care e nepoata lui adevărată. Și de asta a fost nevoie să scape de el. Paul Antroni n-a avut nimic de-a face cu moartea lui. Ăștia doi, Nuții și cu Mitu, ei e vinovați, atâta. Ăștia doi l-au omorât ca apoi să schimbe fetele între ele și să pună mâna pe bani. Asta e. Puțină spasă. Că știu cum ei omorât pe părinții lui Mihai. Că l-ai pus pe Bebe. Pe tata la nepotul meu. Nu degeaba ți se spune Marta criminală. Ești sigur că asta vrei? Da. Ana! 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 Ana!